Salutare, eu sunt Cristi și bine m-am regăsit la un nou episod din seria noastră Clash Royale. Dacă mai doriți episoade, vă jucați în lista să lăsați un like. Și astăzi să ne jucăm niște battle-uri, pentru că după cum puteți vedea am fost Challenger 1 iarăși. Și de fiecare dată când intru Challenger 1, eu vreau să mă joc, frate, că trebuie să cresc, doar nu o să rămân mereu la 4000 fix. Și pierd, bineînțeles, bine aici, după cum puteți vedea, am jucat două meciuri la Double Elixir Challenge. Dar aici, două meciuri la Battle, le-am pierdut. Și cam astea sunt meciurile. Deci probabil astăzi o să încercăm să intrăm înapoi Challenger 1. Dacă mai doriți episod de like și hai să vedem care e treaba pe aici prin clan. Clan chest încă nu a venit încă. Și vreau să vă arăt aici că la quest-uri avem Giant Chest momentan. Mi se pare cea mai stupidă chestie posibilă ever. Adică 300 de puncte pentru un Giant Chest durează o grămadă de timp și foarte multe quest-uri de făcut pentru un Giant Chest care nici nu o să-ți dea nimic. În fine, după Giant Chest-ul acesta, cred că o să ne dea un chest mai bun, sper, adică cred că o să fie un Magical sau ceva de genul. Sau chiar Legendary, deci o să le fac eu în continuare, dar momentan pe ăsta-l avem. Până o să trecem de el, o să mai fie ceva. Ce avem de făcut aici? Play 1v1, da, trebuie să mă joc la 1v1, adică la arena aici de 10 ori. Sunt quest-uri destul de grele pentru mine, pentru că dacă eram la arene mai mici, mă dura la banană, dar aici e mult mai greu. Ăsta mai are un singur match de a intra în arenă și o să-i stric visul, că eu o să câștig, sper. I-am oprit push-ul cu Hog perfect, dar și el ne-a dat un Fireball, care cred că are levelul la Fireball destul de mare, level 10 sau ceva de genul, pentru că ne-a omorât Electrol imediat. Nu cred că l-are maxat până acum, nu cred că am dat de cineva cu Fireball-ul maxat, adică sigur am dat, dar nu m-am uitat eu. Face un push agresiv, agresiv pe stânga, să vedem ce poate să pune el. Are un cannon, deci el are, ok, are Hog Cycle. Asta este interesant. Va trebui să ne apărăm bine acum, că s-ar putea să pună un Hog de curând. Mai dă și Electro la care ne citește și Hog o să prindă două hituri pe turn. Din păcate, dar o să dăm și noi ceva de mici pe stânga acolo, două hituri de Electro. Și să zicem că este el în avantaj, dar așteptăm Double Elixir-ul pentru că acolo mă descurc mult mai bine. Până atunci așteptăm să ne regenereze aici tot Elixir-ul. Split la niște goblini. Deci n-am cum să-mi fac push-ul meu cu cannon. Cu cannon, m-am gândit că o să pune el cannon cu balon. Pentru că asta o să se întâmple. Valkyrie. Oh shit. Ok. Hai Mega Knight. Nu. Cât urăsc când mi se întâmplă chestia asta. Mi-o moare Electro din... Ok, deci nu mi-o moare Electro din prima. Mamă, cât urăsc când mi se întâmplă asta. Dau drop la un la o carte și se bagă peste jumătate de oră, frate. Asta e una dintre cele mai enervante lucruri posibile în Clash. Tipul se apre super bine de fiecare dată la push-ul meu cu balon, deci nu prea e bine chestia asta. Ice-ul ăla de 3, mă deranjează super mult ice-ul ăla, dar n-am ce să-i fac. O să pun un Hog acolo cât de curând. Și asta e nașpa pentru mine, pentru că ăsta nu face absolut nimic acolo. Ok. Nu! Holy fuck, ce fireball! Ce fireball bun a dat acolo. Ok. Și cred că ăsta o să fie GG și o să intre Challenger 1 și noi o să rămânem plângând de aici. Ok, suntem morți oficial, nu mai avem să mai facem, gata, pune Hog-ul ăla odată și s-a terminat șmecheria, asta a fost. Ne îngheață ăla și gata. Bă, good game, frate, s-a descurcat destul de bine, avea cărți foarte mari, minioni maxați, minus 26, ok. Chiar au avut niște cărți super ok, deci n-am ce să comentez, oricum era Challenger 2. Faza asta e că eu nu, nici nu pot să mă abțin să nu joc, mai ales în perioada asta după ce s-a dat reset la sezon.
Pentru că dau numai de... Ok, stai că ăsta a fost la 2, la double elixir. Mă duc pe aici, ăsta a fost normal, ăsta e normal. Majoritatea dau de player care sunt în arena asta, dar unii care încă n-au jucat, încă n-au jucat. Mamă, să vă zic, am dat de un player de level 13. Am dat de un de level 13, dar unde era, mă? Mamă, nu mai știu unde era, dar... Am dat de unul de level 13 și maximum de trofee ajunsese în Challenger 2. Deci nu vă mint, așa era. Dar nu mai știu care dintre ei era. Care dintre ăștia era? Știu că am pierdut, în orice caz. Ăsta era level 10. Ăsta era? Vito. Da, mă, ăsta era, uite. Deci uite-te și tu, level 13, maximum de trofee 4378 la level 13, un cod maxat cu atât de puține trofee. Mi se pare cretin lucrul acesta. Max, 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 max. Ăsta nu e maxat. Tot deck-ul aproape este maxat, dar el e Challenger 1. Wow. Nici nu o să dau să vă uitați la chestia aia, la meciul ăla, pentru că nu este nimic interesant. Dar bineînțeles că am pierdut. N-aveam ce să-i fac, cărțile lui erau atât de mari încât chiar n-avem ce să-i fac. Oh, fuck, mortar deck. Dar l-a pus în defense. L-a pus în defense. Marș, dracu, de aici. Asta o să fie o problemă. Urăsc deck-urile de genul și nu prea am ce să le fac. Bagă graveyard-ul, frate, știu că l-ai. Ok, bila bowlerului nu ajunge până la turn și asta e super, super bine. Dăm niște zepi aici. Niște zepi aici. Putem să-i omorăm wizard-ul. Zdrang, ok. Am omorât ăla din păcate, dar o să facem noi acum un push agresiv. Și tot nu o să primim niciun pic de damage pe turn, dar așa a dat un loc și mi-a luat cam toată chestia aia. Ăla o să... Ice Golem o să... tancheze, băgăm niște lilieci aici repede ca să salveze balonul, dar nu prea cred că o să-l salveze în timp. A dat mortarul un shoot pe... un shoot. O bilă pe turn. Oh, și balonul nostru a ajuns cu succes la turnul lui și asta este super bine. Și tipul ăsta are mult mai puține trofee decât avem noi și asta e faza nasoală. Dacă o să pierdem o să ne scadă minus 33 cel mai probabil sau ceva de genul. Bowler în acțiune. Cred că aia e cea mai enervantă carte. Deci mă jur, n-am mai dat de o carte mai enervantă ca asta în viața mea. Nu cred că e nevoie să dăm zep. S-a ocupat ăsta de nou. Uite, și ne păstrăm zep pentru ăsta. Și electronul nostru o să rămână în viață și noi o să-i scoatem turnul cu succes. Bine, boss. Hai. Deci până acum se întâmplă totul foarte bine. Vă asigur că deck-ul ăsta mă bătea de 100 de ori. Până acum, dar așa ăsta nu știe să-l folosească. Asta e singura chestie, credeți-mă că mă bătea de 100 de ori până acum deck-ul lui, dar chiar nu știe să-l folosească. Cu toate că are cărțile mari. Chiar le are mari. Mortar, bowler, hog deck. Ăla n-a prins niciun hit pe turn, super, super. O să lăsăm bowler-ul și Mega Knight-ul să-și facă treaba. Între timp noi punem unde ăsta în spate să mai tragem de timp. Oricum meciul acesta este câștigat, nu prea cred că mai are cum să ne ia turnul. Nu m-am uitat, acolo am... Nu prea am... Nu mai știu, mai vorbesc, frate. Oricum mortalul ăla nu o să ne scoată turnul prea curând, deci asta este super bine. GG. Hogo ăsta nu prea o să facă nimic aici, deci punem și niște goblini să scoată ăsta mai repede. Și cam asta a fost. GG, well played. Plus 28 de trofei, ce mai probabil, pentru că eu când câștig meciurile trebuie să dea de ăștia de mai puțin trofei. Plus 27. Mă doare sufletul când văd așa, dar... Ok. Hai să mai băgăm un meci. Să vedem cum ne descurcate. Și apropo, nu cred că am menționat care e treaba cu cadrul ăsta. Nu cred că am menționat. Holy fuck, nu cred că n-am menționat, scuze. Ok. Faza este că nu pot, s-a schimbat puțin cadrul pentru că mi-am mutat biroul puțin. Pentru că la geamul unde îl țineam eu acolo doar ce au venit niște oameni și ne-au schimbat geamul pentru că avea niște probleme geamul.
Și acum este foarte mult praf în loc și m-am mutat puțin birou, nu o să stea aici de acum încolo. Mamă, nu cred că am uitat să menționez care-i treaba. Mamă, de ăsta, ăsta are night-ul maxat. Tombstone-ul l-a pus perfect, aș putea spune. O să las ăștia, ăsta să-și facă treaba. Dăm zap aici. Zdrang! Nu! Cât de idiot sunt! De ce? Nu, asta-i fata, nu. Uneori mai greșesc să apăs, când apăs pe unele taste, unele trupe pe calculator, pentru că nu sunt obișnuit să joc cum sunt pe telefon. Asta e singura problemă la mine. Chiar joc mult mai prost pe calculator decât pe telefon. E o diferență mare, credeți-mă. Ăla o să moară destul de ușor. Deci are Tombstone. Tombstone îmi dă counter la balon și la Mega Knight foarte ușor. Asta o să fie nașpa. Muschetară. Acum o să bage Tombstone-ul ăla cât de curând. Da. Oh shit, Bomb Tower. De cum l-am mai văzut, mă, pe ăsta? Bomb Tower. Cine ești, mă? Mamă, deci n-am mai folosit cineva Bomb Tower-ul ăsta de 1000 de ani. Hashtag salvați Bomb Tower-ul. Ăsta o să se ducă în treaba lui pentru că l-am atras în greșeală pe Knight înapoi. Și asta o să fie o problemă, că Knight-ul ăsta încheze marș, mă, de aici. Ok. Nu i-am dat deloc damage pe turn și probabil vede asta și știe că nu vrea să-și ia damage pe turn ca să fie el șmecher de șmecher. Deci o să păstrăm asta în continuare așa. Nu o să-i omor ăsta direct. Oh, ok, bun, a murit prințul, dar Mega Knight-ul nostru a rămas cu foarte puțină viață. Din păcate, și meciul acesta este pierdut, aș putea spune, pentru că este foarte greu să mai recuperez de acum. Dacă aș putea să fac un push de succes aici, dar nu, are prea multe construcții care să-l apere. Cu toate că și-a pus Tombstone-ul pe partea aia, balonul tot a fost atras de ăsta. Și tot nu se întâmplă nimic aici. Nu știu dacă pot să o scol la egal cumva, dar... ne luăm foarte mult damage de fiecare dată, n-aș putea să o scol la egal, pentru că sigur are un spell sau ceva, deci asta o să fie și mai greu. Nu, și mi-am consumat eros degeaba. Acum o să pun mini o hordă când ca să-i dea așa peste nas. Ia, ți-ai folosit ăsta? Ia de aici. Ok, o să-i prindem tot mini o hordă, cu toate că a fost split. Fuck, am greșit, trebuia să pun Zepo acolo și ăștia aici. Asta a fost Kaintaki. M-a bătut cu un deck oribil, aș putea spune. Tombstone, Bomb Tower. Foarte ciudat deck-ul, dar în fine. 3000 de win-uri, level 11. Să spunem că era din nivelul nostru. Hai să încheiem acest episod cu încă un meci, dacă îl câștigăm bine, dacă îl pierdem și mai bine. Stai ce? În fine, nu o să mă supăr dacă pierd sau câștig meciuri, pentru că eu mereu mă joc off-camera. Nu pot pur și simplu să joc la fel de bine cum joc pe telefon. Pe calculator nu o să joc niciodată la fel de bine. E mult, mult, mult mai greu. Wow, și-a irosit logo-ul? De ce? De ce ți-a irosit logo-ul, frate? Oh, stai puțin, credeai că ai counter-ul meu pentru hog-ul tău de căcat? Ia fi atent. Zrang. Și nu s-a întâmplat nimic. Ok, ăia o să moară imediat. Ăsta încă se duce pe turn, dar o să fie atras de muschetarea aia. Și acum cred că o să se ducă pe turnul tot din stânga. Ok, asta e interesant. Logo-ul ăla nu o să facă absolut nimic acolo. Și o să facă ceva damage Mega Knight-ul nostru pe stânga. 1700 de la level 11. Punem niște bețe aici să mai ajute aici, care dăm și un zap așa ca să n-apuce niciun... nici o lovitură. Bine, dacă mă gândesc mai bine, dacă nu dădeam zepul ăla, cred că tu nu prindea o lovitură. Dar tipul ăsta și-a irosit două loguri până acum. Interesant. S-ar putea să dea un log acum bun, prima dată în viață. Nu o să dea niciun log, ok. Păi o să-mi fac aici. Holy fuck, era să apăs pe altceva. Oh, și-a scos și mine o hordă din cur. În fine, nu o să se întâmple nimic pe partea aia.
Ce râzi, mă, băiatule? Crezi că n-am elixir pentru tine? Nu înțeleg care e treaba cu deck-ul lui. Cred că se bazează pe Hog, dar nu prea face nimic Hog-ul ăla. Dacă mai așteaptă puțin, facem asta. A, nu. N-a pus Hog-ul. Păstrăm ăsta aici și muschetarul o să dea totuși două hituri acolo. Asta mă enervează la muschetare. De ce se oprește ea undeva pe aici? Acum intră. Mi se pare că se oprește mult mai rapid decât celelalte trupe care dau de la distanță. Sau doar mi se pare mie. Eram sigur că vrea să pușeze pe partea asta ca să tancheze ăla. O să dăm niște eros aici. O să omorâm toate alea din fericire. Credeam că nu o să se întâmple asta. Punem un balon aici pe stânga ca să... Că putem să... Dăm o grămadă de damage aici pentru că nu mai are nici minion hordu. Nici muschetara poate să se apere doar cu prințesa și ăla este turnul. Cam asta a fost meciul. Nu știu cum mai poate să mai revină din chestia asta. Nu cred că mai poate deloc. Punem un Mega Knight aici să... Ok, a rănit pe amândoi. Muschetarea pe stânga nu o să facă mai nimic acolo. Sau chiar o să facă, dar nu ne interesează. Și cam asta a fost meciul. Nu cred că mai are cum să mai recupereze. 3, 2, 1. Și ăsta a fost meciul, fraților. Nice! Ia să vedem, plus 32. Uite așa îmi place, frate. Când câștig să-mi dai cât mai multe trofee, frate. Nu 26. Nu 26 că nu este ok, în fine. Și cred că ne-am întors de unde am plecat cu cât am început episodul, în fine. Cam atât cu acest episod, fraților. Îmi pare rău că nu s-a întâmplat mai nimic în episodul acesta. Doar am pierdut și am câștigat. Dar asta se întâmplă cam de fiecare dată când joc un meci. Câștig, pierd, câștig, pierd. Nu câștig drastic și după pierd drastic într-un fel foarte mult și foarte mult deodată. Nu, e foarte puțin. Deci uite, victory, defeat. Victory, defeat. Asta s-a întâmplat meciul ăsta. În fine. Am dat văzut că acest episod, eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!